de 200 de lei lunar. Locațiile noastre sunt cele în care se desfășoară stagiile voastre de practică. Sunt două tipuri de piese pe care ea, una se adaugă aici datorită unui glas robot și cealaltă o aduce pe baza aerului comprimat și după aceea le îmbină una cu alta. Târg de oferte educaționale pentru viitorii liceeni. Sute de tineri au trecut astăzi pragul Centrului Multifuncțional din Craiova pentru a cunoaște liceele unde ar putea să învețe. În jur de 30 de instituții de învățământ au fost prezente la târg cu cele mai atractive standuri. Alexandra Ștefănică este o elevă eminentă și își dorește să lucreze în domeniul medical. A venit încrezătoare la târg să afle ofertele liceelor. Eu aș vrea mai mult pe științele naturii pentru a ajunge undeva doctor, ceva. Și m-am interesat pentru că sunt a 8-a și m-am interesat pentru mai multe licee. Iar liceele s-au întrecut în informații pentru a atrage tinerii. Aproximativ 30 de instituții de învățământ au fost prezente la târg. Majoritatea sunt dotate cu cămine sau cantine, iar unele dintre ele au și cazarea gratuită. Avem un învățământ de calitate, totul este gratuit, cazare gratuită, hrană gratuită și aș vrea să vă prezint și programul nostru. Avem deșteptarea la ora 6, avem înviorare, masa la ora 7, avem orele de curs care încep la ora 8 și se termină la ora 14. Sute de tineri din tot județul au venit să vadă cum arată locul unde ar putea să studieze. Prin intermediul fotografiilor și al demonstrațiilor practice, elevii au putut să aleagă un liceu. Aș vrea pe profil de filologie. Nu m-am gândit încă, sigur. Am văzut mai multe, o să mă uit și pe pliante acasă. Le o să le iau pe toate din nou, să mă uit, să văd. De informatică, în principal. La Gheorghe Chițu. Pe lângă colegiile naționale au fost prezente și cele tehnice, unde tinerii pot aprofunda o meserie încă din liceu. Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară susține atât examinarea pentru învățământul teoretic, cât și pentru cel profesional. Iar pentru cel profesional are de acum 2 ani forma de învățământ dual, în parteneriat cu un agent economic. La liceu, clasa 9, avem economic, administrativ, economic, comerț, economic, simplu și turismul. La școala profesională avem 4 specializări, comerciant, vânzător, recepționer, distribuitor, pentru fete în mod special, iar pentru băieți avem instalații tehnico-sanitare și de gaze și instalatori încălzire centrală. Repartizarea computerizată și admiterea în învățământul liceal de stat va începe pe 3 iulie.